Bună dimineața și bine ați revenit la un nou vlog. Astăzi este duminică, eu m-am trezit mai repejor și am pregătit micul dejun pentru noi. Nu știu, mie îmi place foarte mult să încep vlogul cu pregătirea micului dejun. Azi nu am mai arătat cum am pregătit, dar vă arăt ce o să mâncăm. Am făcut niște pancake cu banană, lapte, ouă și făină. O altă rețetă. Aici avem sirop pentru pancake. Eu mi-am făcut cappuccino cu cafea dublă. Soția, ca de obicei, acum bea doar ceai. Chiar ieri ne uitam pe Instagram, pe pozele vechi, înainte bea doar lapte. Dacă nu știți Instagramul nostru, o să vă las aici adresa noastră. Dacă o să vă las aici cum să ne găsiți, dacă doriți. Și la copilaș le-am pregătit o felie de lapte cu actimel. Acestea sunt florile ce le-ați văzut în vlogul anterior, ce le-am cumpărat pentru Lavi, sunt foarte faine. Și așa arată căsuța noastră. Filip deja s-a trezit, doar că în living este un picuț mai rece. Nu am mai dat drumul la căldură maxim și s-a învelit. Aici am pregătit hăinuțele. Aici am pregătit pentru Filip, pentru Meleia. Acum merg să pregătesc repede și pentru Amza și între timp Lavi se pregătește și ea. Aici este jucăria ce am cumpărat-o de la TK Maxx. Chiar m-am uitat pe Amazon și costa 44 și 95 de cenți și noi am plătit 24. Deci cam la aproape jumătate de preț, se convine. La noi cam așa arată acum în ultima perioadă casa, numai plină de jucării și chestii. Și vroiam să mai specific ceva, știu că mai mulți ne-au întrebat de unde avem aceste măsuțe pentru copii. Soția a stat cam circa 2 ani pe Amazon să se uite non-stop când apar, pentru că se vindeau foarte rapid și erau foarte puține bucăți. Așa că când le-a comandat, am plătit 80 de euro de una și ne-a venit, au fost expediate chiar din America. De-aia a costat atât de mult 40 de euro, pentru că 40 de euro costa un scaun plus 40 de euro livrarea. Dar dacă aveți prieteni sau familie din Anglia, acolo se găsesc mult mai rapid. Sunt cam 60 de lire și au mult mai multe opțiuni și cu Peppa Pig și cu Spider-Man. La noi aici în Germania s-au găsit doar acestea, dar vă spun că soția a stat 2 ani până le-a găsit și cum au fost disponibile, le-a comandat rapid. Sunt foarte utile și chiar ne ajută foarte mult și pentru copilași când vor să deseneze sau să mănânce. Îi așezăm aici frumos, fiecare în locul lui și stă super fain. Acum haideți să ne apucăm să mâncăm și după aia mergem la biserică. O să vă mai arăt de acolo un pic și o să mai vorbim după aia și cu voi să ne vedeți. Bună dimineața, frumusețe! Ce faci? Ai băut actimel? Vezi să nu te murdărești, da? Ce frumoasă ești! Unde mergem? De ce ai pus feta aici? Pune aici. Unde mergem azi? Acum dimineață. La biserică și acolo vezi și pe Briana. Și aici avem frumoșii noștri băieței, Amza și Filip. Te joci cu Amza? Neața, amore! Filip! Ciao! Mergem la biserică? Sunteți gata, pregătiți? Frumoșilor!
oameni și de la biserică, copiii sunt bucuroși, fug înainte. Alo! Bate vântul tare, Anza doarme și mergem acasă la socrii să mâncăm. Ne-au făcut mici. Da? Mici și varză călită, nu? După aia când ajungem acasă vă arătăm. Meleia, tu unde ai fost la biserică? Hai să spui! Meleia! Aici e mașina, Filip! Meleia, unde ai fost tu azi la biserică? La copii? Da. Și ce ai făcut la copii? Ai cântat și te-ai rugat? Da. Ai zis, Doamne, Doamne? Da, cum o să-i face datele? A, voi faceți curândul? Da, datul. Bravi, bambini! Hai, bravo! Îl bași cu Panda? Ce da. Faci, Filip? Ah, nu uitat-o, ai ascuns-o! Da, acum am ajuns la socrii. Ieri am făcut băițe la Amza și el e mai sensibil, a făcut un picuț de febră, așa că amore, iubita, o să-i dea niște Nurofen. Niște Nurofen la bebiță să nu mai aibă febră. Și noi imediat ne punem să mâncăm. Ei ne-au pregătit varză călită cu cârnați, abia aștept să mâncăm și mai avem încă un deliciu. Ciu este aici, mici. Meleia, ce faci? Ha? Ți-i foame? Ce vrei să par? Orice, să mânce ceva. Aici așa arată mici, abia aștept să mâncăm. Yummy, so yummy. Românești. Cum o să mă pun să mănânc cu varză, cu cârnați, la vino o să mănâncem încă doar mici cu cartofi. Știu că nu se pune și smântână, dar mie îmi place cu smântână, așa că o să mă pun să mănânc. Acum am terminat de mâncat și o să-mi fac un cappuccino la acest aparat Philips. Am văzut că este foarte la vogă pe la toți prin vloguri, așa că am decis să filmez și eu. Că și socrii mei au acest aparat super. Venim pe la înghețată, la Ice Cafe Veneto, Timi și Salvo. Meleia, ce înghețată vrei? Mai bei? Care? Tu ești. Vrei și Neeman, omul de zăpadă? Eu iau. Pinocchio, care vrei? Pinocchio. Tu care vrei, Filip? Vreau cu albinuțe. Ok. La albinuțe. Ok. Tu ți-ai luat deja de asta. Nu, din ăsta. No, bine atunci. Și o să mâncați tot? Întreabă-și cu Amza ce vrei. Ceau, tata. Amza, tu ce vrei să fac? Vreau să uite la televizor. Ce vrei să fac? Albinuță? Ceau, lăptic. Ceau, lăptic. Nu-i poie. Te vede oameni și nu-i poie. Noi acum ne întoarcem acasă, a fost o zi frumoasă, am fost la înghețată. Din păcate timpul s-a schimbat brusc, acum este foarte rece. Așa că mergem repejor acasă la călduț. Și după aia mai vedem ce facem, ce combinăm. Iubita, cum te simți cu papucei? Ești fain? Te simți comod? Super! Ți-i frig? Ca după înghețată. Nu știu ce fac. Ce facem acasă? Domnul a zis că nu știe ce facem acasă, dar eu știu. Împăturăm 4 tur de haine. Oh my God! Ai multă treabă. S-am fost spălat, cum am fost plecat, n-am ajutat. Ai multă treabă. Avem. Bine zis. Aici este o curte super faină, plină de ghiocei. Vrea să zică că vine primăvara. Mai avem un pic. Tati,
Miocei! Ce mulți! Aici e și sus. Noi acum am ajuns acasă, am dat pe sepape, pe el nu o mâncați înghețată, o gustat doar un pic. Acum o să-i dau niște mango cu banană, piersică și ovăz. Hey! Să uită un pic la desene, ca să mânce mai bine. Stați că am uitat să-i pun o babețică la băiță. Hainele de împăturat, după care le împăturăm repede și mai vedem ce facem. Da, după aia la Labiusul că poate punem să ne uităm la un film. Afară iar a început o vijelie, ziua este fain, dar spre seară începe. Melea se joacă cu cățelul ei și Filip iar a rămas la socrii. Adică de la plimbare, cum am venit pe drum, s-a auzit la ei, deja știe să deja știe să sune la citofon și zice că vrea la ei. Am încercat să-i facem fructe din acestea, dar nu-i prea place, nu știu. Din borcan. Împărate îi plac, dar ce le facem noi acasă, nu știu de ce nu vrea să mănânce. Așa că, vedem din acestea. Lavi deja a început să împăture hainele. Am făcut și un ceai. În timp ce Lavi o să împăture hainele, o să încerc să am grijă de copii și o să ne uităm și la un film, Bunul Samaritean. Sperăm să fie un film de calitate. Și... am terminat de împăturat hainele, acum mai trebuie doar să merg să le pun în dulap la fiecare la locul lor. Aici sunt și prosoapele. Filmul mai un pic și e gata, chiar vi-l recomandăm, este frumos. O să vedeți voi mai bine dacă vreți să vă uitați la el, se cheamă Bunul Samaritean și se cam termină seara noastră. Când terminăm treaba și filmul, cred că o să mergem în pat. Mister Polițai! Eins, zwei, drei! Mister Polițai! Mister Polițai! Eins, zwei, drei! Mister Polițai! Bă! Eins, zwei, drei! Mister Polițai! 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 Ochișori frumos, zâmbet frumos. Hai, 1, 2, 3, Mister Polițai. 1, 2, 3, Mister Polițai. Așa ne distrăm noi cu micuțul nostru. Cam atât am reușit să filmăm azi, nu știu cam câte minute sunt, sper să fie măcar vreo 15. De un vlog, da. De un vlog. Ne revedem data viitoare și nu uitați să dați like și să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Și numai bine și Domnul să vă dea sănătate și multe binecuvântări și să fiți cu voi. Pa, pa!